Acum mai cântam lui Vlad că viața mea a fost un chin cu dietă și regim. Cu regim și săl de sport, fără zahăr, fără tort, dar cu tortură. Tortura de dimineață a venit la voi în viață. Cafeaua de după, astăzi o ținem într-o rimă, că doar nu o ținem într-o râmă. Pe unde sunteți, văd valurile mării, văd și ceva maro. A, nu sunteți la eforie, bună dimineața, salutare, salutare. Cafea primită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea de la George și de la Nică. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere. Până bea o înghițitură de cafea, share ca să vadă toată lumea și mai ales să audă. Că greu dați share-ul, că greu, dar nu mai îmi dați cafele pe Buy Me a Coffee, țineți-vă banii de vacanță, oricum eu am socră, eu mărit pensia acum și am pus... Nu râde că e bine. Eu mărit pensia acum și am pus pariul la Wimbledon, eu am ținut cu Joko, eu am ținut cu mai tânărul spaniol care o și câștiga și am făcut vorba ei 1.000.000 de lei, că atunci când îți bamu, 10 milioane. 100 de lei am făcut, vedeți, cine are bătrâni, să țină de ei, cine n-are, să-și cumpere și cine are, să-i bage în azilele gloazei, nu le-ar fi rușine. A demisionat Firea și cu budăi, Firea a fost foarte dură la negociere, am înțeles că și-a negociat un mandat de europarlamentar și soțul s-o pandele pe viață, nu acolo, pe viață la primărie. Așa, și ce s-a rezolvat că și-a dat demisia? Că Bălăceanu Stolniș la 100 de ani a fost premiat, lăudat și sărbătorit de Academie, după ce a turnat vreo 30 de ani, în cel mai oribil hal. În același timp, Monica Lovinescu îi se împlinesc 100 de ani de la naștere. Nimeni, nimic. Vedeți că n-avem conștiință publică. Ce? 100 de ani? De la naștere. Da, Monica Lovinescu. Că nu îți dau niște cărți scrise de ea. I-am fi zis la mulți ani, nu mai trăiește. A murit în 2008, la 85 de ani. Da, asta zic, că valorile nu le știm prețui nici înainte și nici după. Pe ăștia, pe turnători, pe lichele, îi încurajăm, îi sărbătorim. O primit distinția aia de Sfântul Ioan Gură de Aur, că a fost turnător și ciripitor. Ei, dar astea sunt probleme. Probleme a olandezii. Cine a câștigat titlul de Miss Olanda? Un bărbat. Un transexual, un nu știu ce. A fost un pic de bârfă în jurul la care el a zis, mă doare... Și pe mine m-a durut spatele toată săptămâna, dar am fost la Kineto for Life pe Dunării 25 în Cluj-Napoca și m-au pus pe picioare. Că urmează festivaluri, acum e în plină desfășoare Electric Castle-ul. Duminică, sâmbătă și duminică, Târgu de Fete de la Muntele Găina. Și sâmbătă, la Tuzvanioș, e Victor Orban. Festival de festival! Băi, la Târgu de Fete am văzut că sâmbătă seara o să cânte DJ Hara. Târgu de Fete de Muntele Găinea, DJ Hara, Spitalul de Urgență și Randy. Vine târgu moțului, la 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 la, bucuria randiului, la 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 la, ai DJ Hara la piemtioc, la 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 la, hai da încă ceasă-ți o coc! Și dacă nu ne iese o pasență, e Spitalul de Urgență! Asta, vara festivalurilor. Dar în Cluj s-a deschis recent o șaormerie, intitulată Șaormeria Băneasa. După 3 zile de la înființare, scria mare, căutăm angajați. Vrem să angajăm, dorim să angajăm. Trebuia să scrie anunțul ăsta direct în nepaleză, că în Cluj-Napoca nu mai lucrează nimeni care știe română. Nu prea are succes șaormeria asta. Deci cum să pui în dita mai Clujul din Ardeal, Transilvania, să pui de numele Șaorma Băneasa? Păi pune acolo Șaorma Dodapili, Șaorma Fizeșugherli, Șaorma Sălicea sau Șaorma Șălicea, nu? Șaorma Șălicea, ca să atragi. Am văzut că imaginea, n-am intrat eu în subiectul ăsta, astăzi 21 iulie, International Junk Food Day, ziua internațională a... junk food-ului sau cum zic IT-știi fiecare zi. Cum zic IT-știi și politehniști, mâncat de șaorme, de hamburger cu Vlad, vină mai aproape, cu foiță de aur. 6.200 de euro, mânci din el și devii cocalar. Nu-ți mai bea în vest să omori oameni, mânci junk. Junk food day, da. Curios că la șorma băneasă imaginea îi Dorian Popa. Bă, dar nu-i credibil deloc, știi, la bustul gol cu pachetelele alea de muș, cu cuburi, că n-are pătrățele, are cuburi, că e 3D. Păi da, numai junk food să mănânci și nu ești așa. El e palte, cu proteine, cu prafuri, cu hâț, jonuțule. Așa-i zice la șorma, e de 3 feluri, mică, mare și șorma hâț.
Parcă e din carne de hâț. Cam atât am avut de zis. Hâț, Jonuțule, pe săptămâna viitoare.